Salutare pofticioșilor! Continui să vă prezint rețete mai soft, așa cum am vorbit, să ne pregătim de Crăciun, da? Să mai dăm jos dacă putem. Și am găsit pe Cookidoo o rețetă foarte faină. Tocăniță de legume cu mămăligă cremoasă. Ia să vedem, întâi și întâi camera vorbim, să-i dăm voie lui David că o să începe să fie un pic enervant. Începem prepararea. 200 de grame de morcovi tăiați bucăți. Eu o iau aici. Am luat un morcov zdravăn și unul mai mic. Cred că sunt. Știți cum? Rețetele nu sunt ca la farmacie. Cu excepția prăjiturilor unde, v-am mai spus, trebuie respectate gramajele cu strictețe. Aici puteți să ne jucăm. 210 grame. Pun capacul, bănuiesc o să-i face, sigur, 2 secunde la viteza 5. Transferați într-un castron și puneți deoparte. Ok. Ăștia-s morcovei. Continuăm cu rețeta. 200 de grame de dovlecei tăiați bucăți. Iam aici. Așa. Am 300 și de grame, nu-i problemă. Capacul. De asemenea, 2 secunde la viteza 5. Și o să-i pun într-un castronel și vedem, mergem mai departe. Ăștia și dovlecei. I-am pus frumos cu morcovii. Acum, câțiva căței de usturoi. 2, 3. Eu cred că am vreo 4, 5. Asta e. 20 de grame de ulei vegetal sau de măsline pe care am uitat să scot de la locul lui, dar nu-i problemă. 20 de grame de ulei. Ok. Înainte, capacul de măsurare. 3 minute la 120 de grade, viteza 1, o să-mi soteze căței de usturoi întregi. 3 secunde, 2. Ia uite. Ce frumos fârie. 200 de grame de ceapă galbenă. Sau roșie, eu am galbenă. Așa. Am vreo 250 de grame de ceapă, am tăiat așa, cum îmi spune rețeta, clean. Clean, de fapt. Așa. Așezați capacul, protecția antistrop și pe urmă o să le sotăm. Deci am scos paharul de măsurare din orificiul din capac. Aceasta este protecția antistrop, pentru că găti la temperaturi înalte și ca să nu fie riscul să ne ardem, vedeți? Asta este temperatură de rumenire, deci este peste temperatura varoma. Nu putem noi să o setăm manual niciodată, doar în cadrul rețetelor care necesită temperatură înaltă beneficiem de această temperatură. 6 minute, rotiți selectorul principal și va sota ceapa și usturoiul. Practic nu este vorba de sotare, ci cred că va carameliza ceapa. Ia uziți. Da? Deci e temperatura înaltă. Cuțitul se învârte din când în când în așa fel încât să iasă exact cum trebuie. E gata. Foarte curios să văd ce... Da, nu a caramelizat-o. Pentru a carameliza ceva, Martine, mare șef care ești tu, trebuie să pui zahăr, da? Dar a topit-o, cum spunea bunica mea. A topit-o, deci este cea mai bună bază pentru mâncare. Ia să vedem ce scrie aici. Ce scrie aici? 200 grame vin roșu. Să punem, domnule, 200 grame de vin roșu.
mâncarea cu vin, cea mai bună. Muschi-am desfăcut-o acum vreo oră, tot de la Mariano, prietenul meu din Madrid, salut Mariano, vinias viejas, de Poniza, n-am făcut spaniolă, cum i-am amintit, Poniza, da, vechiul, 200 de grame. Gâl. Ce poate fi mai bun decât pe lumea asta? Decât o mâncare bună și un vin bun. Știți că nu pot să mă abțin. L-am gustat odată, dar o gură am luat. Jur. Ia uitați-vă ce culoare are. Noroc. Și Mariano. Hola. Foarte bun. Continuăm. Două fire de cimbru proaspăt nu avem. O linguriță de concentrat de legume. Deci cimbru proaspăt nu am. Am aici sare, cimbru uscat și piper alb. O să vină la rețetă, o să-mi spună să le pun. Not un cub de concentrat vegetal. E bine să-l sfărmăm. Sare, cum vă spuneam, 4 pize de piper alb. Pun capacul fără paharul de măsurare. Adaug, stați că am sărit, selectez viteza 1,5. Sensul este antiorar. Și pun morțumovi și dovlecei. Dați deoparte. Pun frumos așa prin orificiu din capac. Ok. Și îi las până urmăresc și văd dacă se... până când se înmoaie și până când sunt preparați. Intrigat fiind că nu era timpul de preparare setat, am dat înainte. Și ce îmi spune? 200 de grame de vinete tăiate bucăți. Se le adaug. Opa, și pe jos normal. Punem frumos aici. Înainte. 250 de grame de ciuperci. Le am aici, tăiate sferturi sau jumătăți. Ele vor scădea imediat. Le fac loc în bol. Ok. Ia să vedem. Înainte, pun capacul de măsurare în orificiul lui și acum 10 minute, el își va vedea de treabă încă 10 minute de acum încolo. Clic pe înainte. 400 de grame de roșii din conservă. Eu le-am luat din borcan, puse de-ai mei la crâmpurea. Conserve bio. Bun. O linguriță de zahăr. O am aici. Ok. 250 de grame de fasole kidney din conservă. O pun și pe ea aici. E un pic mai mult pentru că am lăsat-o cu sosul ei tomat cu tot. Pentru că este loc în bun. Înainte. 5 minute, lava aroma, selectați viteza 1. Ceea ce voi face. 1, înainte. Transferați într-un castron și păstrați-le calde. Spălați bolul de mixare. Eu o să-l pun frumos aici. O să iau bolul de la rând și mergem mai departe, că e tocăniță de legume cu mămăligă cremoasă.
50 de grame de brânză cheddar tăiată bucăți. Nici nu m-am obosit să iau și n-am de ce să o prepar, pentru că am o tele mea de capră foarte zdravă, așa veche ca lumea, și o să o folosesc pe ea. 500 de grame de apă. Asta a fost. Încă un pic. Ok. Un cup de concentrat vegetal. Pun paharul de măsurare în orificiu din capac. 100 de grade pe funcție ibric, deci va încălzi apa. Deci el a ajuns la 100 de grade, mă anunță, merge mai departe. 500 de grame de lapte. Îl am aici. Pun tara pe 0. Da, Amir, da. Asta e. 200 de grame de mălai. Vreau să spun că Amir este foarte atent, dar arată-l mami și pe... nu? Nu vrea maică-s, am înțeles. O linguriță de sare am aici. Așa tot e. Bun. Da. Revenim. O linguriță de sare. Pun capacul fără paharul de măsurare. 5 minute la 90 de grade, viteza 3. Da, Amir. Ia uși, Amir. 60 de grame de unt tăiat bucăți. Îl am aici pregătit. Și cântărit pentru eficiență. Brânza cheddar, brânza telemea de oaie fărâmițată pe care o am pusă deoparte de la început. Ok. Înghițim în sec. Punem la fel capacul fără paharul de măsurare. 2 minute la aceeași viteză 3, sens antiorar. Gata, vine. Serviți imediat cu tocăința de legume garnițită cu cimbru proaspăt. Noi o să o servim fără cimbru proaspăt, că v-am spus, nu am găsit. Imediat o să o servim. Eu v-am zis că o să o servim imediat, dar vreau să vă arăt cum e mămăliga asta cremoasă. E chiar cremă. Mamă! Da, Mir, o să pap și tu din asta. Da, asta o să pap și tu, că e ca o budincă. Uitați-vă și voi ce am aici, da? Imediat revin cu, știți voi, cu ce nu-mi place mie. Voila, cum spunem noi pe aici, pe la Old. Vreau să vă spun că am spălat bolul de mixare în care am făcut mămăligă și am gustat. Este ceva incredibil. Am și eu, am un video, mai am un an, doi, cu mămăligă dichisită, cu brânză, dar asta e așa și cu lapte și cu tot ce trebuie. Liana îmi face semn să mai repede, că a durat mult. Eu nu prea vorbesc mult, voi știți, mai ales când îmi place ceva. Era o vorbă când eram eu copil, să-ți dai palme. Senzație! Dragii mei, să faceți rețeta asta, că-ți merge, cum spunea bunica mea, direct la casa sufletului. Deci niște arome, legume, da? Spunem de multe ori, legume, mâncarea fără carne nu are gust, ba are, dragilor. Atenție, nu sunt vegetarian. Da, e bine să mâncăm mai puțină carne. Asta este, puneți mâna și preparați-o.
Dacă aveți prieteni care încă nu au Thermomix, vă rog frumos recomandați-i mie sau colegilor mei, pentru că orice om merită să aibă un Thermomix, cu bani sau fără. Vă spunem noi cum. Până data viitoare, toate cele bune de la mine, de la Cookie, de la prietenul lui Cookie. Aveți grijă de voi, bucurați-vă de ce aveți și, bineînțeles, puneți mâna și gătiți pentru cei pe care îi iubiți. Pa!